În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost materialul despre tânăra polițistă Alina Ilieș. Știrea despre noile reglementări europene în privința colectării și comercializării laptelui s-a clasat pe locul 2 ca număr de accesări. Știrea despre ceața care a deviat circulația aeriană s-a clasat pe locul 3 ca număr de vizionări. Materialul despre tânăra Alina Ilieș, care și-a ales o carieră în poliție, a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dar TV Reghin, cu aproape 1900 de vizualizări. Pe locul 2 ca număr de accesări, peste 1500, se află știrea despre tabăra de film pentru liceeni. Pe locul 3, în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook, aproximativ 1000, se situează rubrica Jurnal Economic. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.